Cinci voluntari de la Crucea Roșie, filiala Sălaj, au participat la începutul lunii august la o tabără de instruire în Germania. Au făcut schimb de experiență cu voluntarii Crucii Roșii de acolo, iar proaspăt întorși acasă ne-au declarat despre șederea lor în orașul german Lehrte. Prietenia legată între voluntarii sălăjeni și cei din Germania s-a prelungit de-a lungul anilor, iar acum, pentru al doilea an consecutiv, voluntarii sălăjeni se pot bucura de invitația venită din partea germanilor, prin care li se propunea să petreacă o săptămână într-o tabără de instruire. A fost în perioada 30 iulie-8 august în Germania, mai exact în orașul Lehrte, la sediul Crucii Roșii. Avem o strânsă legătură cu ei din 93, ei vin la noi, noi mergem la ei ca un fel de schimb de experiență. Anul trecut am început să mergem la ei, am fost prima dată. Anul trecut am fost 7 persoane, anul ăsta 5 persoane și am vizitat tot ce ține de Crucea Roșie. Pe parcursul acestor zile, tinerii sălăjeni au învățat de la voluntarii germani exemple de bună practică și au vizitat instituțiile de acordare a primului ajutor. Am vizitat un centru de rescue service al Crucii Roșii. Am văzut cum acționează ei în caz de urgență medicală. Am văzut o grădiniță a Crucii Roșii, am văzut organizarea și activitățile pe care le fac ei cu copiii atât în timpul școlii cât și pe timp de vacanță. Totodată am văzut și un proiect și am asistat la acest proiect în care oamenii donează haine Crucii Roșii, iar Crucea Roșie are un magazin unde oamenii pot să cumpere hainele la un preț mai mic sau le pot lua gratis. La finalul vizitei, cei 5 voluntari au atras atenția mass mediei din Germania și au devenit subiectul unei știri în ziar. Datorită faptului că am avut o colaborare de lungă durată și acum, începând de anul trecut, am mers să-i vizităm, presa germană, bineînțeles că au profitat de oportunitatea asta și au scris de colaborarea dintre noi și lucrurile pe care noi le-am făcut acolo, pe perioada în care am stat, cele înșirate de Darius. Cei 5 voluntari s-au întors acasă cu lucruri noi pe care le-au învățat pe parcursul șederii în orașul Lehrte, pe care le vor aplica în acțiunile filialei județene.